Cetatea Alba Carolina renaște. Așa arăta strada Mihai Viteazu în zona porții a treia cetății înainte de începerea lucrărilor de reabilitare. Așa arată ea astăzi după refacerea infrastructurii și după dotarea cu mobilier urban. Latura de est a cetății Alba Carolina înainte de reabilitare. Astăzi zona este preferată de mulți albaiulieni pentru plimbări și pentru relaxare. Latura de est înainte de lucrările de reabilitare. Iar astăzi o foarte frumoasă zonă de promenadă. Poarta a patra a cetății Alba Carolina înainte de reabilitare. Astăzi ea poate fi admirată în toată splendoarea ei. Strada Mihai Viteazu, în zona catedralelor ortodoxă și romano-catolică. Astăzi este unul din locurile preferate de plimbare al albaiulienilor și zona unde sunt organizate o serie de evenimente. Poarta întâi a cetății Alba Carolina, pe când era într-un stadiu avansat de degradare, cu decorațiile sculpturale aproape șterse. Astăzi este unul din cele mai admirate monumente de către turiști. Poarta a doua cetății Alba Carolina a fost distrusă aproape în întregime în anul 1937. Din anul 2009 ea poate fi din nou admirată în urma lucrărilor de restaurare, reabilitare și punere în valoare. Poarta a șasea cetății a stat ascunsă și degradată timp de 10 de ani. Din data de 5 mai, ea s-a deschis albaiulienilor, întregind traseul porților, reabilitată și pusă în valoare. Clădirea Irihon, odată prăfuită și cu fațadele degradate. Astăzi ea completează șirul monumentelor de pe strada Mihai Viteazu. Așa arăta poarta a cincea cetății acum 3 ani. Astăzi în Salba Iulienii o pot vedea restaurată și pusă în valoare. Poarta a treia a cetății bastionare, cea mai frumoasă și mai bogat decorată din cele 6, a suferit și ea o serie de distrugeri. Astăzi ea este reabilitată și pusă în valoare, atrăgând zilnic zeci și sute de turiști care vin să vadă schimbul de gardă. Caponiera de la traseul celor 3 fortificații, înainte de restaurare și după restaurare. Traseul de nord al cetății, pe când era o zonă interzisă, atât pentru localnici, cât și pentru turiști. Acum acest traseu e un minunat loc de plimbare și o zonă ce găzduiește evenimente culturale și artistice. Traseul de sud al cetății, în trecut. Astăzi este una din cele mai frumoase zone ale fortificației bastionare, unde se găsește și centrul de echitație. Strada Mihai Viteazu, în zona catedralelor și a porții a patra, înainte de lucrările de reabilitare. Astăzi este una din cele mai frumoase zone de promenadă preferate de albaiulieni. Cetatea bastionară de tip Voban Alba Carolina renaște. Primăria municipiului Alba Iulia a atras 10 de milioane de euro pentru ca cea mai mare cetate din România să nu mai fie un oraș interzis. La Alba Iulia respiri aerul istoriei. La Alba Iulia trecutul are viitor.